Un ghid explicativ de securitate a fost lansat astăzi la Chișinău. Acesta este destinat publicului larg, inclusiv elevilor, studenților, dar și mediului academic. Autorii explică mai mulți termeni relativ noi folosiți în contextul războiului hibrid la care este supusă Republica Moldova. Am reușit să răsfoiesc și să citesc câteva pagini din acest glosar și cred că este extrem de util la etapa actuală. Multe noțiuni mi-au părut noi, de fapt. Acest glosar ne poate direcționa gândirea mai logică și mai coerentă în aspectul de securitate. Ne poate ghida și ne poate informa pentru noile cercetări în domeniul corespunzător. Glosarul explică termeni din domeniul securității folosiți ca armă a dezinformării. Printre aceștia, inteligența artificială, amenințări cibernetice sau deepfake. Se întâmplă multe lucruri în jurul nostru pe care noi trebuie să le înțelegem. Plus, Republica Moldova este supusă unui atac informațional masiv și anume din faptul că cetățenii fie nu cunosc, nu înțeleg, ei cred la aceste știri false. Iată de ce noi ne-am gândit să promovăm cultura de securitate și altfel așa să ne luptăm cu dezinformarea. În contextul inclusiv a erei digitale vedem o mulțime de amenințări. Cine sunt cei mai expuși? Probabil copiii, în primul rând, de la școală și universitate, de aceea acest glosar vine de securitate, vine cumva să completeze acea informație pe care noi o dăm în timpul cursurilor. The Lithuanian Embassy is happy to support this project. We think the security of Moldova also impacts very heavily the security of Lithuania. If you are good and safe, we are richer and happier too. We also contribute to other projects in Moldova. Glosarul explicativ de securitate a fost elaborat în cadrul proiectului Suportul societății civile în contracararea dezinformării asociată politicilor naționale de securitate. A fost implementat de Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare cu sprijinul Ambasadei Lituaniei și Cooperarea Lituaniană pentru Dezvoltare.